doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Cod galben de vreme caldă astăzi în majoritatea județelor țării. Temperaturile pot ajunge până la 35 de grade Celsius și noaptea va fi una extrem de caldă cu temperaturi minime de aproximativ 20 de grade Celsius. Meteorologii au emis astăzi un cod galben de temperaturi ridicate pentru majoritatea județelor țării, printre care și Vrancea. Valul de căldură se va extinde în toată țara. În nordul Crișanei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea continentală, temperaturile maxime se vor situa în general între 32 și 35 de grade și local va fi caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală atingând și depășind ușor prag critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime ce se vor situa în jurul valorii de 20 de grade. În aceste condiții, specialiștii vă recomandă ca deplasările să fie făcute în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu aer condiționat, magazine sau spații publice. Evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11 și 18. Purtați haine legere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare. Beți 1,5 sau 2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe. Mâncați fructe și legume, pepene, prune, roșii sau iaurt. Mâncați echilibrat și variat, insistând pe produsele cu valoare caloric mică. Evitați băuturile ce conțin cofeină, cafea, ceai, cola sau zahăr, sucurile carbogazoase în cantitate mare. Evitați alimentele cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală. Nu consumați alcool, vă deshidratează și vă transformă într-o potențială victimă a caniculei. Mențineți legătura cu persoanele în vârstă, rude, vecini, persoane cu dizabilități, interesându-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-le asistență ori de câte ori au nevoie. Interesându-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-le asistență ori de câte ori au nevoie. Nu lăsați copiii sau animalele de companie singuri sau singure în autoturisme. Cereți sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferință manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră. Persoanele care suferă de diferite afecțiuni își vor continua tratamentul conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente. Pentru ameliorarea condițiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea și ritmul activităților fizice. Se va alterna efortul dinamic cu cel static și alternarea perioadelor de lucru cu perioade de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător. Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național RO-E factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Prevederea intră în vigoare la 1 iulie. Cei care nu respectă termenul trebuie să știe faptul că încălcarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează conform legii. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea reamintește contribuabililor că începând cu data de 1 iulie 2024, termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național RO-E factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data limită pentru emiterea facturii prevăzută de articolul 319 aliniatul 16 din legea 227 din 2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național RO-E factura constituie contravenție și se sancționează cu amendă, respectiv de la 5.000 de lei la 10.000 de lei pentru contribuabilii mari, de la 2.500 de lei la 5.000 de lei pentru contribuabilii mijlocii și de la 1.000 la 2.500 de lei pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice. Totodată, netransmiterea de către emitent a facturii în sistemul național RO-E factura, precum și primirea și înregistrarea de către destinatar persoane impozabile stabilite în România, conform articolului 266 aliniatul 2 din codul fiscal a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, totodată netransmiterea de către emitent a facturii în sistemul național RO-E factura, precum și primirea și înregistrarea de către destinatar persoane impozabile stabilite în România, se va sancționa contravențional cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii, se arată într-un comunicat al Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea.
Suntem în plină vară. Sunt zile calde în care simțim nevoia să deschidem aerul condiționat sau ferestrele. Curenții de aer, fie cald sau reci, pot crea neplăceri celor sensibili. Medicul ORL Mărioara Merchea vine cu câteva recomandări pentru a nu ajunge în situații de disconfort sau chiar durere. Într-adevăr, curenții de aer, fie ei calzi sau reci, pot aduce neplăceri. Depinde însă de foarte mulți factori lucrul ăsta. Adică depinde de, dacă ne referim la aerul condiționat pe care îl avem în mașină, în mașină sau în cameră, în cabinet, în locul de muncă, acasă, așa. Depinde și cum este direcționat. Adică el nu trebuie să fie direcționat direct spre corpul nostru, spre partea superioară a corpului, pentru că aici sunt zone destul de delicate, mă refer la ureche, nas, gât, care pot fi afectate mai ușor. Deci el trebuie direcționat undeva într-un perete opus celui în care, în direcția, deci nu în direcția noastră, în direcția opusă. Bineînțeles, trebuie să avem grijă să curățăm filtrele. Asta este foarte important, să curățăm filtrele aparatelor de aer condiționat. Pentru că ele se încarcă cu, în primul rând, se pot încărca cu praf și acel praf nu îl mai face eficient pe aparatul respectiv și îl putem și noi inspira. Doi, să știți că poate exista acolo o încărcătură bacteriană, microbiană, care de asemenea ne poate face rău. Și dacă acești curenți de aer, respectiv chiar și cei calzi, am spus, atunci când sunt direcționați spre noi, ne usucă foarte mult mucoasa nazală și cea a gâtului, deci deranjează poarta de intrare a virozelor și a microbilor. Dacă nasul își strică mucoasa care îl îmbracă, atunci el nu mai are rolul ăla de filtru și de apărare și noi ne putem îmbolnăvi foarte ușor. De asemenea, contează sau poate produce deranj foarte mare și la nivel urechilor. Conductul auditiv extern se inflamează foarte ușor, chiar dacă nu e vorba de o patologie bacteriană sau virală. Dar din cauza curenților de aer, și aici mai ales curențe de aer rece pot influența mai mult urechea, creează o anumită congestie, un anume edem la nivelul conductului auditiv extern. Deci urechea se umflă și doare foarte mult pentru că este foarte bine inervată și dacă noi nu suntem cuminți și mai folosim bețișoare, mâna care... Deci nu trebuie folosite așa, nici bețișoare. Niciodată. Eu recomand și spun pacienților, dacă te doare, poți înghiți un antiinflamator, un antidureros, mai bine nu folosești niciun preparat până nu îți recomandă doctorul. Pentru că e mai ușor de prevenit decât de tratat și urechea în general este foarte sensibilă și dacă noi folosim bețișoarele avem tendința de a ne curăța excesiv și de fapt noi o rănim, o deranjăm mai mult. Pacienții care au trecut prin cabinetul nostru și au avut probleme au primit și sfatul acesta și s-au învățat minte, ca să zic așa, anii următori, mai bine repet, înghiți o pastiluță de antiinflamator, orice, un Nurofen, un paracetamol. Nu, fără paracetamol și Nurofen. Dar astea sunt medicamente pe care le folosim cu toții, chiar fără rețetă de la medic și este primul care ne vine în ajutor. Așadar, nu vă expuneți direct în aparatul de aer condiționat, încercați să-l dirijați undeva într-un perete opus celui în care, în locul unde stați dumneavoastră și dacă vreți să folosiți, să mergeți cu o mașină decapotabilă, bineînțeles că sunteți probabil mai tineri dacă vreți să faceți asta, nu e greșit dacă vă prindeți și pe cap ceva, o basma, adică totuși aerul, curenții de aer, nu neapărat din aer condiționat, de la geam deschis, de la tren, de la microbuz, de la așa, pot deranja. Dacă ți acoperi puțin conductul auditiv, adică urechile, nu faci rău. Veniturile obținute de persoanele fizice din activități de înfrumusețare sau întreținere corporală sunt venituri impozabile, reamintesc reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice. În termen de 30 de zile de la data începerii activității, persoanele fizice au obligația depunerii la finanțe a formularului 212 pentru determinarea venitului net anual.
Persoanele fizice care obțin sau intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare sau întreținere corporală își pot desfășura activitatea în următoarele forme de organizare, individual și independent, ca persoane fizice autorizate, ca întreprinzători titulari ai unor întreprinderi individuale, ca membri ai unei întreprinderi familiale. Acestea au obligația să solicite Oficiului Registru Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea înregistrarea și autorizarea funcționării înainte de începerea activității economice. Ulterior înregistrării, în termen de 30 de zile de la data începerii activității, persoanele fizice au obligația de a depune la organul fiscal declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv formularul 212. Prin intermediul declarației unice, contribuabilii își exercită și opțiunea privind determinarea venitului net anual, fie pe baza normelor de venit sau un sistem real, pe baza datelor de contabilitate. În cazul normelor de venit, impozitul este de 10% asupra normei de venit. În declarația unică, contribuabilul va completa, la capitolul 2, date privind impozitul pe veniturile estimate, norma de venit, a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate și o va depune la organul fiscal până la data de 25 mai, inclusiv a fiecărui an. În situația în care contribuabilul a optat pentru stabilirea venitului net anual din activități independente în sistem real, venitul net din activități independente se determină pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri. Contribuabilul are obligația estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent și a stabilirii impozitului anual estimat prin depunerea declarației unice, capitolul 2, date privind impozitul pe veniturile estimate, norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, până la data de 25 mai, inclusiv a anului de realizare a venitului, precum și a stabilirii impozitului anual datorat prin completarea în mod corespunzător a declarației unice, capitolul 1, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Pentru veniturile realizate din activități independente, contribuabilul datorează și contribuția de asigurări sociale dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală din una sau mai multe surse și sau categorii de venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii declarației unice. Contribuabilii care realizează venituri din activități independente datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente din drepturi de proprietate intelectuală din asocieri cu persoane juridice, din cedarea folosinței bunurilor din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din investiții venituri din alte surse a căror valoare cumulată este de cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară. Informații suplimentare pot fi obținute prin consultarea ghidului privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoane fizice din prestarea unor activități de înfrumusețare, întreținere corporală, disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după cum se arată într-un comunicat al instituției. Peste 600 de misiuni au avut de soluționat pompierii vrânceni în luna mai. Cele mai multe, peste 400, au fost pentru acordarea ajutorului medical de către echipajele SMURD, dar au fost și foarte multe intervenții pentru stingerea unor incendii. Stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, descarcerarea, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol, asanarea terenurilor de muniție rămasă neexplodată, reprezintă doar câteva exemple dintre cele 674 de misiuni desfășurate de salvatorii vrânceni în decursul lunii mai. Astfel, echipajele SMURD au intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat și transportarea la spital a persoanelor rănite ori cu probleme medicale în 436 de cazuri. Cele mai multe solicitări au fost preluate de paramedicii din cadrul detașamentului de pompieri Focșani, 199 de cazuri, urmând apoi secția de pompieri Adjud, 117 cazuri, stația de pompieri Panciu, 72 de cazuri și secția de pompieri Vidra, 48 de cazuri. De asemenea, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea a 52 de incendii, din care 20 la vegetație uscată, mărăciniș, vegetație erboasă înaltă și litieră și 32 la gospodăriile populației. Principalele cauze fiind instalații electrice defecte, foc deschis în spații deschise, fumatul, coș, burlan de fum defect sau necurățat. Totodată, echipajele de descarcerare au intervenit în 7 misiuni pentru extragerea victimelor din autoturismele implicate în accidente rutiere.
Concomitent cu misiunile desfășurate pentru stingerea incendiilor și acordarea asistenței medicale de urgență, pompierii militari au mai acționat în 16 situații privind asistența persoanelor, deblocări de uși, înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, asigurare sau supraveghere a zonelor pentru prevenirea situațiilor de urgență, 4 misiuni de sprijin la intervenție, 13 misiuni pirotehnice, 3 misiuni pentru salvarea animalelor din medii ostile vieții și 11 alte intervenții. Totodată au fost desfășurate 63 de activități de recunoaștere în teren și 5 exerciții cu forțe și mijloace în teren, care au vizat pregătirea și perfecționarea deprinderilor pentru executarea misiunilor. În 8 cazuri, echipajele pompierilor au fost întoarse din traseu. 13 deplasări s-au efectuat fără a mai fi necesară intervenția salvatorilor, iar 10 solicitări s-au dovedit a fi alarme false. De asemenea, serviciile voluntare pentru situații de urgență au intervenit independent și în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență în 33 de cazuri. Pentru intervenția promptă la solicitările cetățenilor aflați în dificultate, salvatorii rămân la datorie. Dinamica evenimentelor din teren fiind atent monitorizată de Centrul Operațional pentru dispunerea imediată a măsurilor necesare optimizării misiunilor de răspuns și asigurarea cooperării permanente cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, cu operatorii de utilități publice, precum și cu serviciile voluntare sau private pentru situații de urgență. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire în Situații de Urgență fipregătit.ro și aplicația de mobil DSU. Se arată într-un comunicat al Compartimentului Informare și Relații Publice al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Salini al județului Vrancea. Înscrierile la Festivalul Concurs Interjudețean de Muzică Populară Comoara Vrancei, care se va desfășura la Năruja pe 30 iunie, sunt în plină desfășurare. Ultima zi de înscrieri este 21 iunie. Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, Primăria Năruja, Consiliul Local Năruja și Obștea Năruja organizează în data de 30 iunie 2024 Festivalul Concurs Interjudețean de Muzică Populară Comoara Vrancea, ediția 40-a. Festivalul își propune stimularea interesului artiștilor amatori pentru păstrarea și punerea în valoare a creațiilor muzicale populare autentice, a purtului popular tradițional, precum și descoperirea și promovarea tinerelor talente. Înscrierile se fac pe adresa de e-mail a Centrului Cultural Vrancea, Centrul Cultural Venep, @gmail.com, până la data de 21 iunie 2024, ora 12. Datele de înscriere la concurs se pot descărca de pe site-ul instituției. Juriul festivalului concurs va fi format din președintele Lorena Oltean, jurnalist la Societatea Română de Radiodifuziune, interpretă de muzică tradițională și realizator emisiuni Radio România Antena Satelor. Membrii Valentin Marin, etnomuzicolog, manager al Radio România Antena Satelor, și Ileana Vieru, interpretă de romanță și realizatoare de emisiuni la Radio România Antena Satelor. Prezentatorul festivalului va fi îndrăgitul actor Sorin Francu, manager al Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia din Focșani. Acompaniamentul concurenților va fi asigurat de Orchestra Ansamblului Folclorii Țara Vrancei, sub bagheta dirijorului profesor Grigore Negură. Vă așteptăm cu mult drag la înscrieri, au transmis reprezentanții Centrului Cultural Vrancea. Vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Cerul va fi mai mult senin și va fi foarte cald. Vântul va sufla intens. Temperaturile minime se vor încadra între 17 și 19 grade, iar cele maxime între 33 și 35 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!